Eu cred că reformele inițiale sunt mult mai cuprinzătoare. Nu țin doar de denumirea unei materii, care este un lucru important, dar reformele pe care le-a început Ministerul țin de educația preșcolară, de învățământul obligatoriu, de optimizarea rețelei de școli. Cu siguranță că vom continua reformele și vom iniția reforme acolo unde nu au fost lansate încă. E un lucru pe care urmează să-l descurcă echipa și după aia o să revin cu detalii, dar cel mai important eu cred că e conținutul acestei materii. Și noi trebuie să ne asigurăm că conținutul este redă adevărul istoric și trebuie să mai fim preocupați și de modul în care sau nivelul la care elevii și studenții noștri însușesc această materie. E un domeniu străin, dar poziția de ministru este una managerială, deci eu văd rolul meu în mobilizarea resurselor financiare și umane, profesori. E un sector care are un buget enorm, cel puțin raportat la produsul intern brut și toată lumea se așteaptă ca noi să îmbunătățim eficiența cheltuielilor publice. Eu sunt conștientă de această sarcină. Cheltuim mai eficient, dar să investim pentru calitate. E o provocare profesională și personală mare.